Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. O să prezentăm câțiva iepurași pe masă, dar înainte vreau să vă arăt acest bec cu curent, ca să zic așa, pentru prinderea insectelor, în special a țânțarilor, muștelor și altor fluturi de noapte și așa mai departe. De ce folosesc eu acest bec de țânțar la iepuri? Pentru că țânțarii sunt transmițători de diverse boli, cum ar fi mixomatoza și altele. Iar acum vreau să vă arăt, dacă o să focusați, să vedeți cum acest bec își face treaba și prinde insecte. Eu îl înșurubez aici sus pe acest filet. Așa, hai să vedem dacă reușesc cu o singură mână. No, o să facem altfel, o să-l și curăț de insecte și o să-l punem aici să vedeți cum luminează. Până atunci o mică pauză. Hai o pauză. Nu vrea să pună pauză, dar nu e nicio problemă. Așa, punem așa pauză atunci. Am revenit, vreau să vă arăt cum se desfiletează. Deci aici pur și simplu are un filet în capătul acesta de bec. Da, vedeți? Iese becul afară. Vreau să vedeți, ca să știți cum se procedează. Și se curăță, da? Mult mai simplu, mult mai rapid. Băgăm la loc și luminează. O să vedeți imediat. Am vrut să vă arăt doar cum deșurubăm acest bec și cum scoatem insectele. Odată la ceva timp trebuie scoase pentru a facilita din nou prindere. Din nou pauză. Am vrut să vă arăt în continuare cu ce curăț cu această periuță de dinți. Se bagă aici și foarte simplu se curăță. Deci trebuie să faceți acest timp destul de des sau în funcție de cât de repede se prind insectele pe bec. Și gata, am revenit să vede imaginea cam ciudată, dar haideți să mă apropii. Uitați, cam așa funcționează șmecheria. Acum am curățat-o, vedeți că dă niște, de la ultraviolete, niște unde mai ciudate, dar nu contează. Important este că doar așa reușesc să-l prind fără să se mai miște. Acest lucru ne ajută și ne ferește iepurii de mixomatoză. Sunt și acele mari neoane, tot așa cu prindere. Mai am unul din acela, dar momentan nu este aici. O să vi-l arăt eu probabil în episoadele următoare. Și acum că tot am făcut treaba aceasta cu becurile pentru prindere, țânțari, insecte enervante, muște care deranjează iepurii și țânțari care infectează iepurii cu mixomatoză. Evident că această metodă nu vă scutește sau nu vă asigură un procentaj mare de succes cu un singur bec. Și depinde dacă aveți plase sau nu de țânțari. Dar reduce din riscul ca iepurii să se infecteze. Deci, încă o dată, repet, nu înseamnă că este exclus ca vreun țânțar să intre și să infesteze și să nu se ducă la acest bec. Dar reducem foarte mult riscul în funcție de, evident, repet, numărul de becuri. Și haideți să punem pe masă câțiva iepurași. La nimereală, uitați, am luat-o pe frumoasa mea berbecuță germană. Hop, 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 data, hop, 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 s-a speriat săraca. A fost puțin răcită de la variațiile acestea de temperatură. S-a murit, s-a făcut foarte bine. Ureche bună, zic eu. Se putea, evident, și mai lungă, mai bună, dar îmi place foarte mult blana. Aveți o blană foarte, foarte lucioasă. S-a făcut pe trunchi, capul i s-a mărit foarte mult, după cum observați. Zic eu că arată destul de binișor spre bine. O blană extraordinar de lucioasă. Repet, îmi place foarte mult ca și colorit, cât și ca luciu al blăniei. Arată, zic eu, într-un fel bun și ne bucurăm pentru lucrul acesta, ca să spun așa.
Haideți să băgăm și alții puraș. O băgăm pe doamna Blue la locul ei. Se pare că s-a liniștit. Are aici un porumb pe care l-a mișcat. Haideți să vă arăt și o neastă împărată frumoasă, Jessie. Nu este așa de rotundă pe trunchi ca și Blue. Hai să vede că este mai rotundă aici, mai mare, mai groasă. Dar zic eu că arată și ea binișor. Nu arată rău deloc. Blana este mai scurtă. Cum se caută acum, blana mai scurtă. De bui mai colorați, pentru că este mult mai rezistentă decât Blue. Răcește mult mai greu și este mai puțin pretențioasă la mâncare. Nu face risipă. Încă o dată, blana, vedeți, nu i-am pieptănat, vă jur. Pur și simplu, cum i-am luat de acolo, așa vi-am și arătat. Mai vină cu acea fata. E cu minte, bineînțeles, evident. Dacă vine cineva străin, nu mai este chiar așa de... Nu are un colorit excelent, repet, dar îmi place foarte mult faptul că este o schimbare de sânge și este mult mai... mult mai puternică, mult mai strong. Răcește mai greu, cum am spus. Se îmbolnăvește clar mai greu. Așa. Am căzut aici asta, dar nu mai contează. Un fir în căsuse. Și așteptăm să vedem cât de bună mama este. Așa. Haideți să vă arătăm altă femeluță. Este mai butucănoasă, mai grosier așa. Deci că este tip de mascul, dar este mai... mai slăbuță, deși pare mare, e mai slăbuță ca cealaltă, la ca Jessie și ca Blue, la greutate. Este și înăpârlire, după cum observați, v-am zis că nu i-am pieptănat, nu i-am aranjat și de mult nu i-am mai scos pe masă la prezentări. Puh, fata mea, ce mi-ai făcut, mai nenorocit cu părul, dar arată și ea într-un mare fel. La cap îmi place foarte mult. Ce-ai făcut, fata, aici? Așa. Îmi place foarte mult, are ochii albaștri, dacă se observă. Tatăl este Salander și mama este Thuringer a ei. Să vedem ce puișor va da. Ce colorit. Va fi mai ușoară la greutate. Se vede că este mai bombată, așa, să știți că nu este balonată sau ceva. Nu prea are ea încă problema. Urechea este binișor acceptabilă. Culoarea foarte bună, zic eu, pe Salander. Bine, acum și-a pus piciorul mai așa că, fiind scoasă la prima masă și faptul că iese mereu puful din ea, nu ne avantajează foarte mult. Oricum, puteți să-mi lăsați păreri despre ei, despre ea, despre cum arată, cum vi se pare vouă că arată. Eu zic că este în varianta acceptabil și așteptăm din septembrie să vedem ce produs ne va da și cu ce ne va încânta. Haideți să punem o mică pauză, să mai scoatem un iepuraș, ultimul. Am revenit cu sfioasa familiei, cu Turii. Este mai grea, se simte, e mai corpolentă, dar a rămas o iepuroaică, cum să vă zic, mega sfioasă, timidă, genul care stă în colțul cuștii, nu se bagă, nu te bagă în seamă, e și ea la năpârlire ca și sora ei, ca și Mării, cea turingiană. Se observă aici cum a început să năpârlească, vedeți? Ăsta e păr nou și ăsta e păr care va cădea. Nu este bolnavă sau ceva, ci pur și simplu doar năpârlește. Culoare bună, greutate iarăși bună, o simt bine la mână. Nu aveți cum să vă dați seama. Se observă și aici în partea de sus părul care urmează să plece. Linia, dacă observați, pe unde vine, dacă te uiți cu atenție și se întoarce.
O așteptăm și pe asta, să vedem ce produs va fi, cum va fi pe genă, cât de bună sau extraordinară mamă va fi, zic și eu, sper să fie. M-aș bucura tare mult și cu astea cam încheiem episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru faptul că vizionați canalul nostru. Vă aștept cu păreri, cu idei, cu orice despre iepurașii noștri. Până la un nou episod, ce să vă zic, puteți să intrați pe Iubim Turingerul și Salanderul sau Iepuri și Animale Mici. Eu vă mulțumesc încă o dată tuturor și vă urez ca de obicei o zi excelentă. La revedere, dragi prieteni!